Salut, sunt Alex, sunt din Timișoara, am 25 de ani și ăsta e primul meu vlog, ca să zic așa ceva. Vreau să mă apuc și eu de chestia asta, că văd că e tare la modă, toată lumea vine cu fel și fel de idei pe internet despre vlogging și despre toate nebunile astea. Azi că trece un tramvai acum. Sunt pe linialul 9, cine e din Timișoara și cunoaște orașul. Acum mă duc spre centru. Eu merg pe un dispozitiv, vă las să vă gândiți, 10 secunde pe ce, nu dispozitiv, ba, se poate numi și un dispozitiv, pe ce, cu ce mă deplasez eu acum. Puteți să scrieți chestia asta în comentarii. Da, merg pe un monociclu electric, cine a ghicit foarte bine, cine a ghicit, cine n-a ghicit la fel de bine. Merg acum să-l umflu, că mi-e rata desumflată un pic la el. O să vi-l arăt când ajungem acolo. Am reușit să umflu rata. N-am mai stat acolo să vă arăt pentru că era aglomerat, erau multe mașini la rând, trebuie să umple fiecare roțile. Am să mă opresc, acum avea o bancă și am să vă arăt. Găsim un loc aici, o bancă liberă. Suntem. Sfârșit am găsit aici un loc liber, pe mal la Bega. Este foarte frumoasă. E super fain să fie aici la pescuit. Aceasta este roata, care am venit cu ea până aici. Este un model de la InMotion V8. Sunt mai multe modele, V3 și V5. Asta este cea mai puternică și cea mai avansată roată, după părerea mea. Are mai multe rânduri de LED-uri. Are afișaj al bateriei, are un buton pe care poți porni lanterna. În fața am să vă arăt seara cum se vede și are, asta e o temă care o vedeți acum, o singură temă de lumini, are mai multe teme de lumini și poți să o personalizezi cum vrei tu. Ceea ce vine incorporat în ea, la alte modele, cum să vă explic eu, vine atașat mânerul, aici este direct incorporat în ea, deci nu e nevoie să-l atașezi, să-l prinzi. Pur și simplu apeși, este aici un buton, apeși pe acest buton, se ridică în sus și o poți lua ca un troller prin mall, pe unde vrei să mergi, prin magazine, ai voie să mergi cu ea, numai n-ai voie pe ea. Am mai intrat cu modelul cel vechi de la Ninebot și toți îmi zicea, ieși afară, n-ai voie, mai ales prin mall. Să o strângem la loc acum. Să vă zic o mică descriere, o să avem timp să ne cunoaștem pe parcurs. Unchiul meu este, de fapt a fost dealer la Ninebot, dar pentru că Ninebot nu a venit cu nimica inovativ, am trecut la InMotion. Și am luat din prima cel mai avansat model de la ei, adică InMotion V8, asta care le vedeți în fața dumneavoastră. Și ne dăm cu el de aproximativ 7-8 luni, cam așa. Acum suntem cu InMotion, aducem modele de InMotion și pe piață. Avem și o pagină de Facebook. O să pun link în descriere, ca să vă uitați. Nu este cine este pagina, dar acolo postăm tot felul de chestii despre roți, ce roți mai apar. M-am luat o pauză, am trecut pe camera din față. Apropo, filmez cu telefonul, așa că să nu vă luați de mine de claritate și de alte chestii. În rest, ce să vă mai zic, o să facem o scurtă plimbare acum, prin oraș, să vedeți și voi orașul Timișoara, dacă cumva nu se spune Timișoara. Principalul e să vedeți pe o roată, cum se vede orașul Timișoara pe o roată. Și acum am pornit spre centru, îi bate vântul, ce e nașpa la telefonul ăsta, vorbesc cu un telefon Samsung Galaxy Note 3. Ferești și de frunzele și de crângele copacilor, asta e dezavantajul când mergi până la Bega pe aici, până pe Timișoara, că sălcii și lăsate foarte jos. Și roata asta, n-am uitat să vă zic, bine, avem tot timpul de lumea să vorbim. Merge cu 30 de km la oră și când te pălești o frunză de aia în față, vedem că te ustură rău. Trecem pe sub un pod.
atunci vă las. Eu acum am mers spre centru și când o să ajung în centru, o să pornesc camera din față. Asta e nașpa că pe telefonul ăsta nu pot să comutez de pe camera din față pe camera din spate. Efectiv, nu pot, n-am niciun buton, nu pot numai să fac poze și atâta. Uitați ce a făcut furtuna, care a fost acum în Timișoara, acum câteva zile. Plin de copaci căzuți, grângi căzute, mizerie. Foarte, foarte tare furtuna. Bine că primăria a mai adunat resturile. Era dezastru aici acum câteva zile. Era dezastru pe aici, prin locul ăsta era plin de pomi căzuți, crengi. Mai arată mult mai bine parcul. Să înceapă să le-au tăiat acolo, vedeți, și o să le strângă. Până și WC-urile le-a dărâmat furtuna. Acum mergem spre pietonală. Asta este drumul, nu avem voie să luăm chiar prin centru, în dreapta noastră, practic după aceste blocuri, este centru. Este semnul acela interzis tuturor autovehiculelor. Deci asta, practic asta nu este autovehicul, este optimologicul electric, dar având în vedere că este autopropulsant, n-ai voie cu el prin centru, îți dă amendă. Deși pot să trec, dar nu vreau să risc. Am trecut de foarte multe ori, dar am auzit că mulți au luat amendă și nu vreau să risc. O luăm așa frumos pe aici, pe trotuar. Bine, avem și pista de biciclete, dar prefer să merg pe ea. Sunt cam multe gropi. Trebuie să-mi iau un trepied din ăla care nu, care să nu îmi tremure mâna așa tare. Sau un gimbal. Un gimbal ar fi perfect pe roata asta, un gimbal. Să nu sacadezi atât de mult. Ar fi bestial. Bine, aici e o parte, vedeți, o parte mică, unde treci practic prin centru. O să trecem o porțiune scurtă. Sper că nu ne observă nimeni. Mamă, ce coadă e acolo. Oare ce se întâmplă? Ce e acolo? Lumea stă la coadă. Dar nu știu de ce. De ceva spectacol, cred că. Și am ajuns pe pietonală. Și foarte mare gălăgie. Și aici avem drum special pentru noi. Acum câteva luni de zile nu era trasat. N-aveai voie nici pe ei să circul, dar a fost foarte mare scandal aici la noi în Timișoara. Erau cei pro și contra. Pro erau aia clar cu bicicletele, care pe aici e mult mai scurt drumul, să-l scurtezi. Dacă vrei să mergi la mall sau undeva, mai ocolești, mergi direct pe aici și ai ajuns la Parcul Botanic și e gata. Lângă Parcul Botanic e și mall-ul. Așa că după
multe dezbateri la primărie, am reușit să facem pe primarul nostru să traseze aici niște linii. Că ăștia liniile numesc practic, nu e o pistă adevărată, sunt niște linii. Duceți-vă în Germania să vedeți piste adevărate. Dar hai să nu ne mai plângem, că-s bune și astea. Încerc să merg puțin mai tare. Acum am aproximativ 16 la oră. Mie trebuie să fiu atent și la telefon și la drum. Nu prea sunt eu așa experimentat, v-am zis, sunt primul meu vlog practic asta, deci trebuie să-mi iau un GoPro sau o cameră care să pun pe cap eventual sau să o fixez undeva aici. Undeva aici la roată, sub în capul roții. Până aici se termină pista. Așa că o să mergem o porțiune de drum fără pista. Normal, pista acolo făcea la stânga. Dar eu nu mai iau la stânga, nu mai ocolesc atâta, o iau pe aici direct. Nu mă vede nimeni. Nu mă vede nimeni care trebuie, adică comunitarii. Uitați, aici este pista. Normal, trebuia să vin... Trebuia să iau pe acolo și să ocolești, veneam pe aici. Și după cum vă ziceam, ăsta e parcul botanic. De aici traversez tot prin parc. Nu știu dacă ai voie prin parc, presupun că n-ai voie cu bicicletele prin parc, dar traversez parcul și ai ajuns la mall. Așa, trebuie să iei pe aici, după colț, dreapta și ajungi la mall. Mai intrăm în parcul botanic. Mamă, ce motor fain. Uite un cățeluș. Hopa, hopa. Frumos parcul. Asta e parcul botanic din Timișoara. Cred că v-am zis de vreo 3 ori până acum. O să facem un mic tur. Mergem încet. Trebuie neapărat să-mi iau un gimbal. Tremură mâna pe cameră. Cred că ar fi mult mai interesant dacă aș avea un gimbal. Să mai reducă din... Am văzut groapa mai înainte acolo. Despre ce vorbeam? Despre gimbalul ăla. Nu mai reduce din sacadat, din cadele astea sacadate un pic. 2, 3, 4, 5 cățeluși. Stăm pe aici. Nu e așa mare parcul. E fain pentru relaxare parcul ăsta. Dar și pe aici se pare că a trecut furtuna. E tot așa la fel de multe crengi căzute și pomi căzuți. Acum trece trenul, să fie un pic mai cadre mai zgomotoase și îi, cum să vă explic eu, e din ăla tren cu marfă, marfar. Aș putea să vă scot zgomotul ăsta, dar vă las așa în chinuri groaznice. Nu știu dacă se aude. Eu vorbesc acum așa că încă nu merg, nu sta acasă ca să văd filmarea, ca să aud filmarea. Dar presupun că se aude. Am să vă arăt și pe unde să o luați dacă vreți să mergeți la mall, prin parc. Bine, cei care sunt din Timișoara sigur știu. Aș putea să iau și pe aici, dar nu pot pe aici, că n-am cumpărat-a. Adică am cum, e o rată de teren, practic. Dacă vă uitați la clipul oficial, celor de la InMotion, acolo vă arată că cel care prezintă videoclipul merge prin pădure, dă prin grob, cu ea plină, mol. Deci rata e făcută pentru așa ceva. Are roata de 16 inci.
În sfârșit acum cei de la Ninebot au scos o rată cu toți cățeluși. Opa, vin la mine la rată, cam toți câinii vin spre rată, că văd, are foarte multe luminițe. Uitați pe aici, au luat și mergeți la mall. N-am să vă mai rețin mult. Mai dăm o tură rapidă, deja am 8 minute. N-am să pun toată filmarea. Să mergem puțin mai tare acum. Aici pe bancă, să mai vorbim puțin. Ce să vă zic, eu aici am terminat filmările prin oraș. Dacă v-a plăcut ce ați văzut și vreți să vedeți în continuare, dați un like la acest videoclip să văd că vă place, sau un dislike dacă nu vă place, și un share. Asta, cum zic alții, m-ar ajuta foarte mult. Primul meu blog, chiar vreau să văd feedback-ul vostru. V-am zis, indiferent dacă va fi negativ sau pozitiv, eu chiar vreau să-l văd pentru ca să știu dacă mai pot continua sau nu. Eu oricum voi continua, chiar dacă nu voi primi feedback pozitiv. Așa că până data viitoare, ciao.